ziua tuturor. Astăzi vreau să vă vorbesc despre un eveniment spiritual, și anume vizita în România a lui Tenpa Yundru Rinpoche, unul dintre exponenții liniei budiste Yundrungbön, care are ca și practică principal Dzogchenul. Pot părea cuvinte străine de spațiul nostru cultural sau geografic, însă vă asigur că această cale spirituală nu este cu nimic mai prejos față de alte căi, ba dimpotrivă, o consider ca fiind una dintre cele mai înalte sisteme de practică pe care umanitatea le-a avut vreodată. Și întâlnirea cu acest maestru, care este un maestru autentic din această linie neîntreruptă a practicanților Bön, Yundrungbön, întâlnirea cu acest maestru este o ocazie extraordinară de a crea o legătură, de a lua contactul cu acest sistem nu doar filozofic, ci și de practică spirituală. Tenpa Yundru a mai fost în România în anii precedenți, și înainte de pandemie și anul trecut a ajuns, iar textul pe care îl predă și pe care îl prezintă în aceste zile se numește Picături de Dharmakaya, Hard Drops of Dharmakaya, care este un text aparținând tradiției din care el face parte, un text inițiatic în care sunt prezentate toate etapele practicii Dzogchen din acest sistem de pe această linie. Însă ele sunt prezentate în viziunea lui Sharza Rinpoche, unul dintre maestrii acestei căi. Mi se pare că a fost maestru maestrului lui Tenpa. Povestea este una interesantă referitoare la acest text, pentru că el este considerat, cel puțin din câte știu eu, o veritabilă termă a minții, adică un text inițiatic complet, iluminator, care are această capacitate de a trezi spiritual și de a oferi instrucțiunile pentru stadiul de desăvârșire. Însă cel mai important la această practică este faptul că chiar și Dalai Lama, Sfinția sa Dalai Lama, menționa aceste practici Dzogchen ca fiind unele dintre cele mai înalte din întregul budist tibetan, peste practicile tantrice considerate ca fiind cele din sistemele budiste clasice, din lamaismul tibetan. Chiar și Dalai Lama mărturisea într-un interviu că practica lui principală nu este una dintre practicile clasice ale liniei Gelug, din care el face parte, ci este o practică Dzogchen. Dzogchen înseamnă în traducere marea realizare și desemnează exact această realizare. Dacă vreți, este sinonimă cu yoga, pentru că yoga înseamnă același lucru, legătura cu divinitatea, sau vine de la rădăcina sanscrită yuj, a lega împreună, a lega omul de aspectul său ultim. Dzogchenul are această extraordinară calitate de a duce direct la sursă. Evident că cu cât o astfel de cale pare mai simplă, în realitate ea este rezervată celor puțini care au capacitatea de a o înțelege și de a o practica. Dalai Lama avea chiar o poveste, eu am mai spus-o, dar poate că merită să o repet pentru cei care nu m-au auzit atunci. Fiind el întrebat care este diferența dintre calea tantrică și Dzogchen, el a spus că pe calea tantrică practicantul învață să controleze toate aspectele acestea grosiere sau subtile ale corpului, vorbirii și minții sale, ale celor trei aspecte ale ființei. Și făcea o paralelă, o
analogie cu maestru care mergea în barcă cu discipolul, iar discipolul vâslea pe lac, pe un lac oarecare. Și la un moment dat analogia este următoarea, că și în Dzogchen și în tantrism există această ideea maestrului, a discipolului, a bărcii, care barca este vehiculul, și a lacului, care este natura noastră, mintea, cu toate aspectele. Dar spunea că abordarea este diferită. Spunea că în timp ce pe calea tantrică maestrul se explică și ți arată, uite, ăștia sunt curenții care mișcă apa, uite, astea sunt bancurile de pești, creaturile, ființele care trăiesc în lac, și te familiarizează cu toate aceste aspecte. La final, după ce golești lacul de apă, după ce reușești să asanezi întregul lac, la final găsești pe fundul lacului acea piatră fermecată, acea nestemată a realizării spirituale. Și aceasta este, de fapt, modul gradual prin care pe calea tantrică ajungi să atingi realizarea spirituală. Însă spunea că Dzogchenul este mult mai direct, pentru că în Dzogchen mergi cu maestru pe lac, maestru nu-ți explică nimic, nici despre curenții maritimi, nici despre creaturile care sălășluiesc în apă, nici despre natura lacului sau apa care se află acolo. Pur și simplu, la un moment dat, când condițiile sunt bune, când sunt perfecte, când vântul nu bate și apa lacului este calmă ca o oglindă, iar soarele bate dintr-un anumit punct, el pur și simplu ți arată cu degetul și zice, uite, la fundul lacului vezi acea piatră? Și tu ai această capacitate, datorită momentului acela și datorită instrucțiunilor maestrului, să percepi în mod direct, fără niciun obstrucționare, fără niciun obstacol, piatra aceasta care simbolizează realizarea spirituală sau natura noastră primordială. Și de aceea se spune că Dzogchenul este o cale directă, pentru că se bazează pe această recunoaștere a naturii noastre ultime, chiar și în stările noastre obișnuite. Evident, atunci când ai un maestru calificat care te introduce în această natură a minții și îți transmite această cunoaștere directă. De asta, dacă în tantra era nevoie de profesor, în Dzogchen cu atât mai mult este nevoie de un profesor calificat care poate să facă această introducere în natura minții, în natura pură a minții. Iar Tempa Yundrun Rinpoche, cel care va vizita România în perioada 20-22 septembrie și va preda aceste învățături, este și are această calificare de transmitere a introducerii în natura direct, natura pură a minții. Ce aș mai putea să spun despre el? Știu că au fost foarte mulți care au criticat și au spus că sunt învățături care, mai ales din perspectiva aceasta a acutizării fenomenului acesta antireligios, că creștinismul este peste tot blamat și fugărit și asistăm la un nou stil de martiraj al celor care mărturisesc credința creștină și spun că budismul este lăsat în pace pentru că nu are pe Hristos și nu reușește să facă lucrurile pe care le face creștinismul. Aș vrea să vă spun că vă înșelați din păcate, pentru că acest budist tibetan este la fel de prigonit în China și în Tibet, la fel cum erau primii creștini în perioada Imperiului Roman. Adică, cred că au avut și au și ei martirii lor. Și din punctul ăsta de vedere, aș vrea doar să spun că maestrul Tempa Yundrun Rinpoche a fugit din Tibet, a încercat să treacă granița ilegal, evident că n-avea dreptul altfel, îmbrăcat în roba lui de călugăr, la adăpostul nopții, ducând cu el 5 cărți, dintre care una este această carte despre care vă povestesc, 5 texte fundamentale ale tradiției lor. Și la prima încercare a fost împușcat de către grănicerii chinezi și cu foarte mare greutate a reușit să ajungă viu înapoi la mănăstire, unde l-au
l-au salvat. Însă a doua oară a încercat din nou să fugă și a reușit să treacă în, în Nepal. Și acolo a înălțat această mănăstire care există și astăzi, Trite Norbu se numește, din a cărei tradiție face parte, v-am spus, și Tempa Yundrul Rinpoche, și care este practic învățăcelul acestui profesor care și-a riscat viața pentru a aduce în Occident aceste învățături și pentru a scăpa de această prigoană a comuniștilor chinezi, a acestor atei îndărădnici care consideră că singura formă de spiritualitate este materialismul dialectic. Deci de asta cei care vă grăbiți să judecați lucrurile într-o anumită manieră, ar fi bine să vă interesați înainte, pentru că niciodată lucrurile nu stau așa cum le spun unii sau alții. Cel mai bine este să te informezi. În fine, demersul meu a fost astăzi, mi-am întrerupt perioada de pauză cu live-urile tocmai pentru a, pentru că am considerat că este important și semnificativ să popularizez acest eveniment și de aceea nu m-ar deranja dacă cunoașteți persoane care sunt interesate de acest gen de învățături și care au curiozitatea și deschiderea necesară să asimileze astfel de informații, să le transmiteți aceste detalii, că în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, din luna septembrie, 20, 21, 22, au loc aceste învățături, această prezentare. Prezentarea pe care Tempa o va realiza în acest an este în continuare a celor trecute. Practic, el în fiecare an alături de el parcurgem o parte din text și el dă acele comentarii atât de necesare textului de bază, textului rădăcină, și explică la modul practic cum se realizează acele exerciții și detaliază instrucțiunile și informațiile referitoare la acest text. Această prezentare a început, cred că aceasta este cam a 5-a ediție, dacă nu mă înșel, iar în momentul de față învățăturile pe care le prezintă sunt extrem de avansate. Sunt, cred că anul trecut au fost cele cu privire la trecce. Trecce înseamnă străpungând natura aparenței materiale a manifestării și ajungând la esența ei. Asta înseamnă trecce. Și anul ăsta cred că intră deja în informațiile, în învățăturile despre Togal. Togal, care sunt o etapă mult mai înaltă, mai avansată, și chiar mă mir și mă minunez cum de oferă această posibilitate ca orice nou venit să poată participa la aceste învățături, hai să spunem, de la partea lor finală. Însă cei care, chiar dacă nu au experiență sau nu sunt familiarizați cu textul sau cu etapele anterioare, dacă sunt interesați, putem discuta și le putem pune la dispoziție informațiile și chiar și lucrarea aceasta, Hard Drops of Dharmakaya, pentru a se familiariza și pentru a studia fie în prealabil, fie după acest curs, dacă cu adevărat au acest interes și dorință de cunoaștere pe această zonă. V-am spus, pentru mine este un lucru excepțional faptul că un maestru dintr-o altă tradiție și un maestru pe care îl consider un maestru realizat, care a atins, cum se spune, stadiile binecuvântării, adică acea etapă ultimă a practicii sale, să vină și să ofere aceste învățături unui public deschis. Aș mai menționa faptul că în trecut astfel de învățături erau predate doar unui număr foarte mic de studenți și acest lucru doar după foarte multe teste și
selecții care presupuneau să ai o karmă extraordinar de bună pentru a putea avea acces la astfel de cunoaștere. De aceea consider că acest gen de învățături și participarea la acest gen de învățături este foarte prețioasă, pentru că, așa cum spunea un alt profesor, chiar dacă nu reușești în această viață să obții realizarea pe o astfel de cale, chiar simpla legătură, simplu contact poate crea pentru existențele următoare așa numitele propensities sau tendințe favorabile care vor putea să ducă la abordarea acestor practici în mod serios și realizarea lor. Prezentarea va fi în limba engleză. Este posibil să putem transmite și pe Zoom pentru cei care nu pot fi în București în perioada respectivă. Am observat că există o tendință de adaptare tot mai mare a acestor maestri, astfel încât să poată amplifica cât mai mult baza celor care ar putea să beneficieze de învățăturile lor și nu se feresc de partea aceasta de tehnică, de Zoom, de transmisiile online. Singurul lucru pe care el cer este seriozitatea în abordarea acestei căi și o curiozitate sinceră până la urmă. Pentru că contează foarte mult atitudinea și modul de minte cu care vii către astfel de cunoaștere. Adică dacă nu ai mintea exact ca o cupă goală care să poată fi umplută cu această cunoaștere, fără să o amesteci cu informațiile anterioare pe care crezi că le cunoști sau cu prejudecăți de orice natură. Deci dacă ai această atitudine de deschidere sinceră, beneficiul celui care participă la aceste învățături este foarte mare. Altfel, evident că dacă amestecăm lucrurile între ele și se realizează un amestec, s-ar putea să nu fie la fel de bine. Cam astea sunt lucrurile pe care voiam să vi le povestesc. Cei care doresc să participe pot să mă contacteze în privat sau să intre direct pentru înscriere pe pagina Dzogchen Bön România, pe care am și publicat afișul evenimentului și cu toate detaliile pentru înscriere și participare, inclusiv locația. Locația este într-o sală de conferință a unui hotel de pe șosea, nu mai știu cum se numește, undeva în Pipera, în tot cazul, aproape de o stație de metrou, deci sunt condiții bune de participare la acest eveniment. Acestea fiind spuse, închei și vă urez o zi minunată.